Să deschidem Cartea Sfântă la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3, pagina 1157. Voi citi începând cu versetul 12, Coloseni 3, de la versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai că sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Amin. Amin. În Cartea Psalmilor este scris în mod repetat și o putem spune și noi de mai multe ori: binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie, și tot poporul să zică amin. Amin. Binecuvântat să fie cei doi pentru veșnicie și tot poporul să zică amin. Amin. Astăzi este zi de alegeri și socotim că cei ce vor fi aleși se vor bucura. Cât le va ține bucuria, rămâne de văzut. Eu socotesc că cei doi se bucură astăzi de alegerea ce au făcut-o mai mult decât cei ce vor fi aleși în orice funcție în viața de aici. Sora Mireasă Semida, numai la Betel erau multe fete, dar el putea să mai umble pe unde voia. Dar dintre toate te-a ales fără rezerve și pentru totdeauna pe tine. Și la rândul tău tu ai ales, că puteai să-l refuzi, să te căsătorești cu el. Dar textul de astăzi ne spune ceva mult mai măreț, că sunt unii oameni aleși de Dumnezeu. Așa începea cuvântul citit. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu. În Cartea 1 Samuel, capitolul 16, este scris că s-a dus Samuel în casa lui Isai și nu știu ce le-a spus dinainte, ce au înțeles băieții aceia, dar au trecut așa pe dinaintea lui și scrie de la versetul 7, Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișar, înălțimea staturii, l-am lepădat. Versetul următor trece pe un altul, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. A trecut pe un al treilea, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii pe dinainte lui Samuel și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Pentru că deja îl alesese, cum scrie aici în versetul 1, pe unul din fiii lui mi l-am ales. În generația următoare, spune Scriptura în 1 Cronici, capitolul 28, citesc din spusele lui David, versetul 5, dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon, 29:1. Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu.
Sunt mulți oameni pe pământul acesta. Și este o întrebare de căpătâi. Ești între aleșii lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu nu doar pentru 4 ani ca un mandat, nici pentru 40 sau mai mult doar pentru o viață de familie. Alegerea lui Dumnezeu este pentru veșnicie. Și nu orice veșnicie. O veșnicie desăvârșită. E importantă o astfel de alegere. Îi cunoaștem pe cei doi și suntem încredințați că sunt între aleșii lui Dumnezeu. Dar este o întrebare care e bine să-și o pună oricine astăzi. Cum spuneam, cei doi au ales și la rândul lor oamenii au drept să aleagă într-un fel sau altul, dar spune Scriptura aici, astfel dar ca niște aleși a lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți. De regulă omul alege ce îi place, ce îi drag, ce îi iubește. Dar Dumnezeu nu alege numai pe bază de iubire. La Dumnezeu, ca să fie ales, trebuie să accepți, nu să fii, să accepți, să fii, să devii sfânt. Că noi toți am fost păcătoși și El ne-a ales. Dar nu-și păstrează dragostea numai față de cei ce vor să rămână sfinți. Știți că și îngeri au fost mulți, nu știm cât de mulți. Dar spune Scriptura că unii îngeri au fost aleși. De ce au fost aleși? Au decis să rămână sfinți. Ceilalți îngeri au ajuns necurați, au fost îndepărtați din poziții și se vor pierde pentru eternitate. E bun criteriul care Dumnezeu l-a stabilit? Nu-l putem să-l schimbăm. La Dumnezeu acasă, sfințenia e podoaba pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Și se strigă fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și mai presus de toți l-a ales pe unul care e Sfântul Sfinților, Iisus Hristos Domnul. Vrei să devii sfânt? Să fii drag la Dumnezeu și a Lui o să fii pentru vecii vecilor. Aș vrea un adevăr să vă pun în față, în ideea aceasta. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 10, de la versetul 36. Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume. Dacă nu era sfânt, nu era al lui, nu era alesul lui Dumnezeu. Și scrie apoi în capitolul 12, versetul 45, și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Adică, ce l-a ales tatăl pe fiul în mandatul său cu care a fost trimis? Să-l reprezinte pe Tatăl. Cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl. Asta însemna că Domnul Iisus, asta a și făcut, se comporta într-un totul după voia Tatălui. Cum scrie chiar și aici, în versetul 48, eu n-am vorbit de la mine, însumi Tatăl care m-a trimis, dacă sunteți pasionați de ideea asta, dezvoltați-o dumneavoastră, și veți găsi de 10 de ori în Evanghelie scris că Domnul Iisus a fost trimis de Tatăl în lume. Și l-a acceptat să vină. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeu. Psalmul 40. Și scrie apoi, în Ioan 17, despre noi, versetul 17, aceea ideea sfințirii, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, cum m-ai trimis tu pe mine în lume? Așa i-am trimis și eu pe ei în lume și eu mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.
Frate Mire Darius, Domnul te-a ales și te-a trimis în familie. Cine te vede pe Semida te vede. Să-L vadă pe Domnul Iisus în tine și văzându-L pe Domnul Iisus, îl vede pe Tatăl. Știai că pentru asta ai fost ales și tu ai fost aleasă de asemenea. Și textul nostru din Coloseni 3 spune așa: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul, chiar totul. Nu mai avem voie să mai facem și așa, ce ne place nouă. În numele Domnului Iisus, dar noi am fost aleși. Unii au fost aleși de Dumnezeu să fie trimiși bărbați. Altele au fost alese să fie trimise femei. Asta e numai pentru trimiterea asta. Când mergem înapoi, gata, se schimbă rolurile. Nu mai sunt bărbați, nu mai sunt femei. Este altceva. Ce va fi, nu s-a arătat încă. Dar în mandatul acesta, și îmi place cum scrie aici, în viața de familie, le scrie la neveste, la bărbați, le scrie la copii. Domnul alege uneori copii, David era un copil. Întâi Domnul te-a trimis în lume așa, să fii un bebelaș. Dar apoi când te întâlnești cu Domnul Iisus, te mai trimite odată la mama acasă. Și am întâlnit copiii care au ajuns acasă, de exemplu, după câte o seară de stăruință. Măi, ziceai că e altul. Dacă s-a întâlnit cu Domnul Iisus și a fost ales și trimis să-L reprezinte pe Domnul Iisus, mare lucru. Scrie aici, și am citat și versetele astea: robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Câte unul e trimis la un loc de muncă să reprezinte acolo pe Domnul Iisus. Și scrie în Genesa 23 că după 10 de ani în Canaan au spus vecinii despre Avram: tu ești un domnitor al lui Dumnezeu. Pe fratele Sandu l-a trimis Domnul în poliție să-l reprezinte. Da, e mare lucru. Spune Scriptura în a doua Corinteni, în capitolul 5, citesc versetul 15. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Am fost aleși. Și pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și în starea, în harul acesta ce ne-a fost dat, chiar noi trebuie să punem problema serios. Cum trebuie să ne comportăm? De exemplu, un ambasador într-o țară, el nu-și poate permite să-și dea cu părerea. El trebuie să reprezinte întru totul guvernul, mandatul pentru care a fost trimis. Da? Ei, în ideea asta, textul nostru spunea, Coloseni, capitolul 3, ca niște aleși, echipați-vă. Și vă rog să observați, eu spun pe scurt, calitățile de aici sunt calitățile lui Dumnezeu. O singură diferență este. Plin de îndurare, așa a zis Dumnezeu că e El, trebuie să-L reprezint. Bunătate, plin de bunătate, așa e Dumnezeu. Blândețe, îndelungă răbdare, iertător, plin de dragoste. Și când nu suntem așa, sau poate spune cineva, eu nu pot să fiu așa. Cum să nu pot să fiu așa? Ne-a trimis Duhul Sfânt. Dacă e Duhul lui Dumnezeu peste noi, nu putem să fim cum este El? Voi să-i botezați cu Duhul Sfânt, așa-i? Înseamnă că la voi acasă s-ar bucura împărăteasa din Seba de ar veni ca la Solomon, că o zis, fericit cine stă în casa asta, numai când te aude vorbind. Ce înțelepciune ai! Da! Așa ar fi normal. Oamenii aleși de Dumnezeu, botezați cu Duhul Sfânt, trimiși într-un anumit loc, un mandat, cu un rol anume. Poate v-am făcut curios, știți care e singura diferență între noi și Dumnezeu?
El trebuie să fie slăvit și noi trebuie să fim smeriți. Altă diferență nu trebuie să fie. Smerenia nu e pentru Dumnezeu, asta e pentru noi. Pentru că tot ce avem noi de la noi, e de la El. Îi purtăm chipul, o, de a-mi purta și asemănarea. Asta e cel mai frumos lucru posibil. Dar la ce onoare ni s-a dat, mai stăm la târguială. E atât de frumos și scrie în continuare, versul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Adică trebuie să ne pregătim, să putem să știm tot ce avem de făcut. Domnul Iisus tot ce făcea scrie în Evanghelie în mod deosebit în Matei, ca să se împlinească ce fusese scris. Și pe cruce, scrie în Ioan, în capitolul 19, a zis, mai e ceva de împlinit, un cuvânt din psalm. Și a zis și aceea. Și apoi a putut să spună, Tată, mi-am împlinit mandatul. Și Pavel spunea, nu doresc altceva decât să sfârșesc cu bine mandatul care l-am. Zice, el nu mai trăiesc eu. El avea, știți cine a fost el înainte și povestește. Și Hristos trăiește în mine. Doamne, ajută! Iată de ce ar trebui nu să ne informăm de la buletine de știri și din fel și fel de filozofii, ci din Scripturi, cuvântul să locuiască din belșug în noi. Foarte important. Așa dragi îmi sunt mirii care îi văd cu Biblia. Deci, se asortează cu buchetul de flori. Măi, dar unii ar avea numai flori, numai fericire fără Biblie. Nu este așa ceva. I-a spus Dumnezeu lui Adam și la Eva, dacă asculți, uite ce grădină ți-am pregătit. A pus deoparte și a spus Dumnezeu și i-a dat afară. La ce? La spini. Da? Eu știu că în firea pământească fiecare avem, știu eu, eu am spiritul meu de moț, altul are, știu eu, obișnuința lui, altul e mai coleric, altul... Da, da, am fost aleși, trebuie să ne trăim demnitatea, că altfel ne suspendă, ne pierdem alegerea, chemarea. Dacă e vorba numai de iertare, ce scrie aici, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă, dacă are prință, fie ceva, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Asta cred eu că e marea noastră problemă, nu înțelegem cine suntem, ce onoare avem. Și spun în încheiere ceva ce place, dar nu-i realizabil numai pentru cine trăiește ca un ales, ca un sfânt. Numai pentru cine este o imagine a Domnului Iisus, că pentru asta am fost trimis, să reprezentăm pe Dumnezeu, nu doar să povestim despre Dumnezeu, să se vadă în noi chipul Lui. Și scrie aici, în finalul textului de astăzi, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că îți veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voi, slujiți Domnului. Se încheie mandatul nostru. Scumpa mea, și-a încheiat mandatul. Dar când se încheie mandatul și mergem la Cel ce ne-a trimis, să caute copiii în Biblie unde a spus Domnul Iisus că am venit în lume și acum mă întorc la Cel ce m-a trimis. Că Cel ce ne-a trimis ne și cheamă într-o zi înapoi. Ce frumos ar fi, am zis, noi să ne chem pe toți odată, da? Pe unii cheamă pe rând. Și când ne va chema înapoi, eu da la unul 10 talanți, la altul 5, îți vină rob bun și credincios. Din rolul tău de soț, de angajat la locul de muncă unde ai fost, la școală, bine rob bun, credincios, intră în bucuria stăpânului tău. O, cât ar vrea atunci să schimbe rolurile, locurile. Îmi spunea cineva, uite,
Adică m-a întrebat, ce zici, frate? Deci am 5 copii, să mai lăsăm în continuare să curgă șirul? Lăsați-l pe Dumnezeu să-și facă lucrarea. Cine știe ce mai are în plan? Dar zice, cineva ne-a spus că doar și așa e mult. Zic, mă, eu l-a judecat, nu numai că n-aș vrea să fiu în pielea lui ăla, nici lângă el n-aș vrea să fiu când îl judecă. Dar când o să fie chemat sfinții ăștia care au fost trimeși, când își vor împlini mandatul, noi le urăm de toate, sunt miri bineveniți în casa Domnului, dar la final, cum se spunea în poezie, când se vor întoarce, păi la serviciu îmi face cineva probleme, cum să fiu ca Domnul Iisus? Da, că la urmă, nu pensia e marele tău câștig, ci când te va recompensa Domnul pentru felul în care te-ai comportat tu la locul de muncă. Păi bărbatul meu nu-i bun la suflet. Dar când te va chema Domnul Iisus, pentru cum l-ai reprezentat tu în condiții vitrege, atunci, ca unii care știți, știm că suntem aleși și știm că vom primi și răsplată. Nu negându-l la răsplată, ne mulțumește faptul că ne-a ales Domnul. Dar poate dacă cineva e ispitit, cum a zis Petru, uite că te-am lăsat și acum noi cu ce ne alegem? A spus, o să vă alegeți cu ceva, stați liniștiți. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți aleși și să ajungeți la răsplată întreagă pe care El v-a rânduit-o. Amin.